Pe toate dosarele pregătite, ce o zis? Mă duc, intru în cetatea numită Damasc, fac ce vreau. Ca să-i iluzia oamenilor care se cred puternici, că pot să facă ce vor, până când Dumnezeu îmi strânge un pic cu șurub Și din toată ziua, mă, nu mai fac ce vreau. Nu mai fac ce vreau. Trebuie să fac ce trebuie. Trebuie să fac ce vrea Dumnezeu. Ce vrea Duhul Domnului ce vrea prezența lui Dumnezeu, ce vrea cartea asta numită Biblia. Cartea asta nu e o carte de povești, nu e o carte pentru copii mici, să dormim copiii, cartea asta e pentru fiecare dintre noi. Eu sunt aici să spun că Dumnezeul acesta în care ne încredem cu toți este un Dumnezeu sfânt. Este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu curat, este un Dumnezeu care lucrează cu lumina și ca să fii cu adevărat strălucitor, strălucitoare, trebuie neapărat să fii adus, să fii adus în lumină. Saul din Tars, Spune Biblia, pe drumul Damascului a strălucit o lumină din cer. Lumina aceasta l-a dat jos de pe aerele lui.